Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre femeile din Dacia antică, care erau extrem de puternice și periculoase. Haideți să descoperim secretele reginelor dace, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Columna lui Traian, situată în Roma, Italia, este o sursă de înțelegere importantă pentru cultura și societatea dacică din perioada respectivă. Această coloană monumentală a fost ridicată pentru a comemora victoriile împăratului roman Traian în războaiele sale împotriva popoarelor dacice din anii 101-106 după Hristos. Coloana, înălțată în anul 113 după Hristos, prezintă o reprezentare vizuală detaliată a evenimentelor și contextului în care s-au desfășurat războaiele. Imaginile sculptate pe suprafața coloanei reprezintă nu doar scene de luptă și momente cheie din campaniile militare romane, dar și aspecte ale cotidianului și culturii dacice din acea epocă. În ceea ce privește femeile dacice, columna lui Traian oferă oarecare perspectivă asupra rolului și aparițiilor lor în societatea contemporană. Deși reprezentările vizuale ale femeilor sunt mai puțin frecvente decât cele ale bărbaților, ele sunt prezentate în câteva secțiuni ale coloanei. Columna lui Traian reprezintă o sursă de informații valoroasă. Interpretările istoricilor și arheologilor bazate pe scenele și reliefurile de pe columna lui Traian au încercat cu siguranță să ofere o imagine mai clară a înfățișării și modului de viață al femeilor dacice. Cu toate acestea, interpretarea acestor imagini antice nu este întotdeauna ușoară și poate genera o gamă variată de opinii și concluzii printre specialiști. Este important să recunoaștem că acest monument a fost creat de către romani pentru a celebra victoriile lor asupra dacilor și a capturii teritoriilor dacice. Perspectivele și reprezentările din relieful coloanei sunt influențate, prin urmare, de agenda și de perspectiva romană. Unul dintre aspectele interpretării care a generat diferite opinii se referă la modul în care femeile dacice sunt reprezentate din punct de vedere vestimentar și estetic. Unele reliefuri prezintă femei cu rochii lungi și podoabe bogate, sugestive ale unei culturi rafinate și unui gust estetic ridicat. Alte interpretări însă susțin că aceste reprezentări ar fi putut fi exagerate sau stilizate într-o manieră romană. În plus, absența unor scene specifice în reprezentări, precum femei în poziții de putere sau în roluri militare, poate genera întrebări cu privire la accesul și influența reală pe care femeile le-au avut în societatea dacică. Pentru a obține o imagine mai completă și echilibrată a înfățișării și modului de viață al femeilor dacice, este important să luăm în considerare și alte surse arheologice, precum mormintele, obiectele de artă și alte descoperiri relevante. Aceste surse pot furniza informații suplimentare și context adițional pentru a înțelege mai bine femeile din acea perioadă. Adrian Daicoviciu, unul dintre cei mai renumiți arheologi români, a adus contribuții semnificative în studiul columnei lui Traian și al femeilor dace, bazându-se pe analiza reprezentărilor de pe acest monument. El a observat că femeile dace sunt înfățișate pe columna lui Traian ca fiind înalte, zvelte și aparent puternice. Conform observațiilor lui Daicoviciu, femeile dace poartă părul împodobit cu împletituri sau strâns în cocuri, având o cărare la mijloc și strâns în spate. Interpretarea sa indică faptul că modul de îmbrăcăminte al femeilor dace consta într-o cămașă încrețită, cu mâneci scurte, fuste și mante lungi. De asemenea, el menționează că uneori aceste femei aveau părul acoperit cu basmale colorate. Observațiile lui Adrian Daicoviciu și ale altor istorici au contribuit la înțelegerea modei, înfățișării și modului de viață al femeilor dace din perioada respectivă. Scenariile prezentate pe columna lui Traian sunt extrem de bogate și complexe, oferind o imagine detaliată a evenimentelor și a vieții cotidiene din perioada respectivă. În ceea ce privește implicarea și rolul femeilor dace,
se pot identifica diverse momente și ceremonii în care acestea sunt prezentate în diferite ipostaze. De exemplu, scenele 35 și 30 de pe columnă descriu evenimentul capturării unei femei considerate a fi sora lui Decebal, conducătorul dacilor. Acest episod este menționat și de istoricul Diocasius, care face referire la capturarea unei femei de rang înalt în timpul conflictului dintre romani și daci. Interpretarea acestei scene a generat diverse speculații și discuții în cadrul comunității academice. Unii istorici au sugerat că femeile dace care apar în aceste scene ar putea fi preotese ale unui cult sângeros, sau că capturarea femeii de rang înalt ar fi avut o semnificație deosebită în contextul conflictului dintre cele două popoare. Aceste interpretări sunt bazate pe analiza detaliată a reprezentărilor vizuale de pe columna lui Traian și pe comparații cu alte surse și artefacte din perioada respectivă. Relatarea istoricului Radu Vulpe, bazată pe interpretarea imaginilor de pe columnă, evidențiază aspecte importante legate de implicarea femeilor și copiilor în viața de zi cu zi a societății dacice. Scenele descriu întoarcerea familiilor dace la vetrele lor în timp de pace. Imaginea este bogată în detalii, prezentând diferiți membri ai familiei și activități specifice. Un bărbat poartă un băiețel în cârcă, în timp ce acesta se prinde de umerii săi, sugerând legături strânse între părinți și copii. O femeie, purtând un coșuleț cu un prunc înfășat, precum și alte mame cu copii mici, demonstrează implicarea femeilor în îngrijirea și protecția copiilor. Descrierea vestimentației și a coafiurilor oferă indicii cu privire la modul în care femeile se îmbrăcau și își aveau părul aranjat în acea perioadă. Cămășile cu mâneci lungi și mantale purtate deasupra reprezintă un element specific al îmbrăcămintei feminine. Legarea părului cu un tulpan înnodat și lăsarea capetelor să atârne pe ceafă reprezintă o trăsătură specifică stilului de coafiură al femeilor dace. În valea de la mijlocul codrului merg în frunte doi bărbați, dintre care unul duce în cârcă un băiețaj care se prinde de chica lui, în timp ce el îl ține de un picioruș. Urmează o femeie purtând pe cap, ca muntencele noastre de azi, un coșuleț cu un prunc înfășat, apoi o altă mamă ducând în brațe un copilaș ceva mai crescut, care se agață cu o mânuță de umărul ei. După ele vine un moșneag trăgând de mână un băiat. În valea de jos, o mamă ținând un prunc în brațe este urmată de o fetiță și de un băiat mai mare. Femeile au cămăși cu mâneci lungi, peste care poartă o manta, iar părul capului le este legat cu un tulpan înnodat, lăsând capetele să atârne pe ceafă. Bărbații poartă costumul obișnuit al comaților, arată istoricul Radu Vulpe. Columna lui Traian nu reprezintă doar o glorificare a triumfului armatelor romane, ci și o sursă importantă de informații despre societatea și viața cotidiană în timpul războaielor dacice. Prin reprezentările vizuale și detaliate de pe columnă, putem obține o perspectivă mai largă asupra diferitelor aspecte ale vieții cotidiene, inclusiv a rolului și implicării femeilor. Despre femeile dace, cunoaștem în principal informații care au supraviețuit în diverse surse istorice romane și în picturile și sculpturile contemporane. Deși aceste surse pot reprezenta uneori o perspectivă în mare parte romanizată și masculină asupra vieții dacice, ele ne oferă totuși unele indicii cu privire la viața și rolul femeilor. Conform istoricilor romani, precum Cassius Dio și Herodian, femeile dace erau cunoscute pentru frumusețea lor și pentru faptul că participau activ la războaiele triburilor dacice. Ele erau adesea prezente pe câmpurile de luptă, motiv pentru care au fost menționate în unele bătălii împotriva romanilor. De asemenea, sursele romane descriu și existența unor femei dace căpetenii sau conducătoare de trib, cum ar fi soția regelui Burebista, regina Zina, și Darda, soția regelui Decebal.
Aceste femei dețineau putere politică și aveau un rol important în conducerea tribului lor. Regina Zina, preoteasa cultului Zalmoxian, apare pe niște monede și posibil a fost asasinată de complotiști împreună cu soțul ei. Regina Darda i-a dăruit mai mulți copii lui Decebal, cel puțin un fiu și o fică fiind luați ostateci la Roma după primul război dacoroman. Între copiii săi e posibil să fi fost fete cu numele Meda și Andrada. Sora lui Decebal, frumoasa Dochia, se sinucide pentru a nu fi pângărită de Traian. În ceea ce privește viața cotidiană, arheologia a dus la lumină morminte și artefacte funerare, care indică faptul că femeile dace aveau o serie de responsabilități și influență în societatea lor. Aceste artefacte includ bijuterii, podoabe și obiecte domestice, demonstrând preocuparea pentru frumusețe și evidențiind posibilă existența unor roluri sociale specifice pentru femei. Totuși, trebuie menționat că interpretarea acestor artefacte depinde de cercetători și poate varia în funcție de context. Legendele arată că într-un timp îndepărtat, într-un regat prosper, situat în inima ținuturilor dace, trăia un rege puternic și respectat numit Burebista. Aflat pe tronul său strălucitor, Burebista căuta nu doar să-și consolideze puterea, ci și să își găsească o parteneră de viață care să îl înțeleagă și să îl completeze. Într-o zi, cu inima plină de speranță și sufletul deschis către o nouă poveste de iubire, regele Burebista a hotărât să organizeze un mare festival în cinstea zeilor daci. Oamenii din întreg regatul s-au adunat pentru a participa la eveniment și pentru a sărbători încrederea și binecuvântările pe care le-au primit de la zei. La acest festival, în mulțimea de oameni dornici de a petrece și de a se distra, ochii lui Burebista au fost atrași de o tânără frumoasă și demnă numită Zina. Zina era o femeie puternică și înțeleaptă, cunoscută în întreg regatul pentru curajul și compasiunea ei. Curios și impresionat de farmecul ei, Burebista a hotărât să se apropie de Zina și să o cunoască mai bine. În mijlocul festivalului, el s-a îndreptat spre ea și i-a deschis un dialog cu zâmbetul lui sincer și cuvintele sale grațioase. Pe măsură ce timpul trecea, întâlnirile lor deveneau tot mai frecvente și mai profunde. Au descoperit că împărtășeau aceleași valori și viziuni pentru viitorul regatului lor. Burebista a văzut în Zina nu doar o femeie frumoasă, ci și o parteneră de încredere și un sprijin în timpurile bune și rele. Dragostea dintre ei a crescut în intensitate și devotament, iar în cele din urmă, în fața tribului adunat, Burebista a cerut-o pe Zina în căsătorie. Cu bucurie și inima plină de recunoștință, ea a acceptat cu grație cererea, consimțind să devină regina regatului și să-și împărtășească viața alături de bărbatul pe care îl iubea. Căsătoria lor a adus o perioadă de înflorire și stabilitate pentru regatul dac, iar legătura lor profundă a reprezentat un exemplu puternic pentru toți cei din jurul lor. Burebista și Zina au rămas uniți și puternici în fața provocărilor și împreună au construit un regat cu dreptate și prosperitate. Astfel, povestea de dragoste dintre regele Burebista și regina Zina a rămas în amintirea dacilor drept un simbol al dragostei, înțelegerii și puterii feminine, marcând o pagină importantă în istoria acestui popor curajos. Din altă legendă aflăm povestea întâlnirii dintre Decebal, regele dac, și Darda. Decebal, un conducător puternic și respectat al dacilor, se lupta pentru a-și consolida regatul și pentru a-și asigura sprijinul necesar în fața amenințărilor din partea Imperiului Roman. În timpul acestor eforturi de consolidare a puterii și alianțelor, se presupune că Decebal a cunoscut-o pe Darda, o femeie dibace și înzestrată cu frumusețe și inteligență. Întâlnirea lor s-ar fi produs în cadrul unui eveniment social, cum ar fi o festivitate sau o adunare politică, unde Decebal și Darda ar fi fost prezenți ca reprezentanții ai triburilor și aliaților lor. Posibil să fi fost atrași unul de celălalt de la prima vedere. Prin dialoguri și discuții contradictorii,
în care s-au impresionat unul pe altul cu cunoștințele și convingerile lor. Se spune că, pe măsură ce timpul trecea și interacțiunile lor se întăreau, sentimentele dintre Decebal și Darda au crescut în intensitate. Ea i-a demonstrat că are o minte ascuțită și o înțelegere profundă a politicilor și strategiilor necesare în acele vremuri, ceea ce l-a impresionat în mod deosebit pe regele Dac. În cele din urmă, Decebal a considerat că Darda era femeia perfectă pentru el, capabilă să devină regina regatului său și să îl sprijine în eforturile sale de a rezista expansiunii romane. Astfel, el a făcut o propunere de căsătorie și Darda a acceptat fără ezitare. Căsătoria lor a creat o legătură puternică între triburile și aliații lor, consolidând securitatea și renumele regatului Dac. Decebal și Darda au lucrat împreună în perioada dificilă în care Imperiul Roman își intensifica presiunea asupra lor, reușind să mențină un timp independența și să protejeze interesele triburilor dacice. O legendă mai puțin cunoscută despre Dochia, sora lui Decebal, ne spune că în umbra măreților munții ai Carpaților trăiau oamenii liberi ai Daciei, conduși înțelept de regele lor curajos Decebal. Printre daci se remarca o tânără femeie numită Dochia, sora iubită a regelui. Dochia era cunoscută pentru frumusețea ei uluitoare, noblețea și înțelepciunea pe care le purta în suflet. În timpul războaielor complexe dintre Dacia și Imperiul Roman, împăratul Traian dorea să subjuge regatului Decebal și să facă parte din vastul Imperiu Roman. Într-una dintre campaniile sale, Traian a reușit să câștige o victorie crucială împotriva dacilor și a ajuns în apropierea cetății Sarmizegetusa Regia. Dochia era conștientă de intențiile lui Traian și știa că frumusețea ei ar putea stârni așteptări nedorite din partea împăratului roman. Ea nu dorea să cadă în mâinile lui Traian și să fie pângărită sau umilită. Dochia își iubea atât de mult regatul natal și demnitatea sa, încât a luat o hotărâre grea, dar curajoasă, să-și ia propriul destin în mâini. În timpul unei zile norate, Dochia s-a retras în singurătatea munților, într-un loc ascuns și izolat. Acolo și-a petrecut timpul gândindu-se la soarta Daciei și a regatului ei. În final, ea a hotărât că moartea era preferabilă rușinii și dezonoarei. Cu inima îndurerată, Dochia și-a legat o funie în jurul gâtului și s-a înălțat pe stânca cea mai înaltă a munților. Privind către văile și pădurile mănoase ale Daciei, Dochia a murmurat cu hotărâre în vânt: înălțați-vă, măreți munți, înălțați-vă și mă primiți în brațele voastre pentru a-mi păstra onoarea și demnitatea intacte. Astfel, Dochia și-a pierdut viața, dar în același timp și-a păstrat demnitatea și s-a sustras deznădejdii de a cădea prizonieră în mâinile lui Traian. Legenda frumoasei Dochia s-a răspândit în Dacia ca un omagiu adus curajului și devotamentului ei față de țara natală și demnitatea ei. De atunci înainte, fiecare primăvară, când zăpada începe să se topească, oamenii văd stânca unde s-a sinucis Dochia, acoperită de un misterios văl alb, ca un simbol al sacrificiului ei și al iubirii sale nemuritoare pentru Dacia. O altă legendă ne spune că în timpuri străvechi, când Dacia era un regat mistic într-un peisaj îmbrățișat de frumusețea munților Carpați, exista o regină cunoscută sub numele de Zina, soția lui Burebista. Era o femeie remarcabilă, înțeleaptă și fermecătoare, care se distingea printr-o înțelegere sacrală și adâncă a tainelor universului. Dar ceea ce o deosebea în mod special era rolul său ca preoteasă a cultului lui Zalmoxis. Zalmoxis, zeul suprem al dacilor, era considerat un arhitect divin al destinului uman și un călăuzitor al spiritelor după moarte. Cultul lui Zalmoxis era înfrumusețat de ritualuri misterioase și credințe profunde în nemurirea sufletului. Datorită înțelepciunii sale și devotamentului său față de zeitate, Zina avea privilegiul de a sluji în templul sacru al lui Zalmoxis și de a intermedia comunicarea între lumea umană și lumea divină. Odată pe an, în noaptea de echinocțiul de primăvară,
Regina Zina conducea o ceremonie specială în care întreaga comunitate dacă se aduna pentru a se conecta cu puterile spirituale ascunse. În timpul acestei ceremonii, Zina, îmbrăcată într-o rochie albă și purtând o coroană cu simboluri sacre, intra în transă și devenea intermediarul dintre lumea pământeană și tărâmul divin. Într-o anumită primăvară, când regina Zina era în vârful înțelepciunii și puterii sale, o invazie inamică amenința să cucerească țara. Dacii erau pregătiți să lupte, dar în noaptea ceremoniei, numai regina avea capacitatea de a invoca intervenția divină a lui Zalmoxis pentru a le oferi ghidare și protecție. Cu inima plină de curaj și credință în zeul său, Zina s-a angajat să-și ducă misiunea chiar și în fața pericolului iminent. În noaptea când se desfășura ceremonia, mulțimea adunată a văzut cum regina Zina, încărcată de energia sacră, s-a ridicat în aer în mijlocul unei puternice iluminări. Fiind într-o transă profundă, ea a intrat în comunicare cu Zalmoxis în văzul tuturor. Cu o voce plină de înțelepciune și putere, Zina a cerut zeului să îndrume și să protejeze dacii în lupta lor pentru libertate. În timpul acelei bătălii, dacii au fost inspirați de prezența divină a reginei Zina și de credința lor în zeitatea lor protectoare. Au luptat cu o forță și o determinare nevăzute înainte, în timp ce Zina, cu pasiunea și puterea zeului Zalmoxis, și-a condus oamenii spre victorie. După aceea, regina Zina a continuat să servească ca și preoteasa cultului lui Zalmoxis, ghidând și inspirând poporul dac. Povestea ei a devenit o legendă, care a fost transmisă din generație în generație, iar Zina a rămas un simbol al curajului, înțelepciunii și credinței în divinitate, devenind un far luminos pentru poporul dac. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu drag și data viitoare. Pe curând!